Acestea fiind zise, mergem în vestul țării, la Lovrin, unde de asemenea a fost secetă în câmpurile de testare din stațiunea de cercetare. Concluzia a fost clară în acest agricol. Varietățile de porumb, o cultură afectată profund de secetă, cum știm, cu an de adaptare la clima de la noi, au rezistat mai bine, deși producțiile nu sunt foarte mari. Însă sfatul specialiștilor este ca fermierii care au trecut de provocările verii 2022 să opteze în cultură și pentru hibrizi românești. Nu au producții mari, dar una peste alta te poți baza pe ei că scot măcar cheltuiala la hectar. Stațiunea de cercetare Lovrin este locul unde, în general, hibrizi de genetică autohtonă, dar și străină, sunt testați, iar anul acesta proba de foc a fost seceta. Acum o să intrăm ne oprim la câmpul de ameliorare și la porumb. Aici avem linii în testare, linii ale noastre, linii de la Turda, linii de la Fundulea, linii de la alte firme care au venit sau și-au plătit prestări servicii de testare a hibrizilor lor care vor să le să omologheze. Veți vedea un lucru interesant apropo de cercetarea românească. Hibrizii creați sau ameliorați la Fundulea, la Lovrin, la Turda. Uitați aici, sunt niște linii de la Fundulea. Uitați-vă că și acum sunt verzi. Sunt verzi, sunt frumoși, fac fotosinteză, știuletele este destul de corpulent, se prezintă destul de bine. Este legat, da. Boabele se dezvoltă. Deși au fost la fel, peste tot, condițiile draconice de secetă. Aici, de asemenea, sunt tot așa niște linii încă neomologate de floarea soarelui care sunt testate. Floarea nu arată rău în momentul de față. Poate și pentru motivul, adică nu poate, cred că sigur, pentru motivul că a fost înainte semănată de porumb și ceea ce se discuta mai înainte de perioada de semănat, că trebuie grăbită, e un exemplu aici. Aici deja avem hibrizii de la Turda. O parte din testările de la Turda, talia lor este mai mică, uitați-vă, dar vedeți știuletele cât de mare și de corpulent este acolo. Nu sunt hibrizi tardivi, semi-timpurii și semi-tardivi, dar vor veni cu o formă nouă de hibrid la omologare. Hibridul Andreea, aflat și el în testare, a făcut față temperaturilor ridicate. Este destul de rezistent la secetă, sau foarte rezistent la secetă, spune în momentul de față. O altă caracteristică importantă a lui, dar din păcate astăzi mai puțin plătită, e vorba de calitate, conținut ridicat de proteină. Are și dezavantajul acela că nu dă producție extraordinare în condițiile ideale, dar se pare că vom avea tot mai mulți ani de genul acesta, ca anul acesta, secetoși, în care uitați și dumneavoastră cât de bine se prezintă și cât de bine arată. Clar că nu vom face producții de 10 de tone aici, de 10 tone și așa mai departe, dar dacă astăzi facem o producție de 4-5 tone de boabe la hectar, înseamnă profit considerabil la prețul pe care îl avem, cu care se cumpără, cu care se achiziționează astăzi porumbul pe piață. Fermierii ar trebui să-și modifice optica. Fermierii ar trebui să gândească foarte bine că trebuie să-și facă un asolament foarte, foarte bine gândit, să-și facă un asolament, să-și facă și un spectru de hibrizi în momentul în care diferiți, în momentul în care își preconizează, își face un plan de cultură. Adică să folosească și hibrizi care poate să-i dea și cele mai bune rezultate din punct de vedere al producției, dar totdeauna să aibă o rezervă, să aibă și un hibrid 2 în cultură, care să aibă, știut fiind lucrul acesta prin testări, o plasticitate ecologică foarte mare și care să fie sigur că în condiții de cele mai vitrege, cum avem anul acesta, nu-l lasă la rău. Ba trebuie să ne decidem asupra tipurilor de hibrizi. Trebuie să știu că hibrizii de tip dentiformi, sedinte de cal, în general de productivitate mare și care ocupă 90% din suprafața cu porumba țării, sunt cu cerințe foarte ridicate față de apă, atât la apa din sol cât și de apa atmosferică. Orice șoc de pierderea umidității atmosferice, temperaturi foarte ridicate determină practic
închiderea posibilității de umplere a boabelor și ștădirea lor. Asta înseamnă calitate mai slabă, producție mai mică, randament scăzut în boabe. Și este invers porumbul sticlos din varietatea indurată, cel zis de mămăligă, da? Sau este combinație între acest porumb sticlos și cel dentiformis, din indurat, din indentata, din aurista, îi spune, el pierde mai greu apa. Și atunci și toleranța la secetă este mai mare. Doi, în condiții de temperatură mai ridicate își îmbunătățește calitatea. Sigur, până la anumite limite, că nici ăla nu rezistă dacă nu mai am și mâncare. Dar este mai tot. E adevărat că producțiile sunt mai mici. Însă ele compensează prin calitate. Calitatea nutritivă, calitatea din compoziție chimică, nu mai vorbesc că unii sunt foarte bogați în plus bun ulei. Porumbul poate fi transformat într-o sursă de producție de ulei. Mai e un element pe care noi nu-l facem, decât foarte rar. Este determinarea indiciului de Coltex. Asta înseamnă alegerea unor hibrizi care sunt toleranți la temperaturile mai scăzute din primele faze de vegetație, inclusiv când l-am pus în teren. Așa. Deci nu are nevoie de 8-10 grade și poate să pornească de la 6-7 grade. E foarte mult în primăvară această temperatură de semănat și răsăritul cu 2-3 zile înainte. Asta câștigă 10 zile în iulie. Mă ferește practic de șocurile termice când, și asta trebuie să eviți, când e înflorit paniculul și mătasea, să nu fie secetă atmosferică. La fel de important este și modul în care este lucrat solul în funcție de tipologia acestuia. Prelucrarea pentru toamna aceasta a solului cam asta ar însemna. O afânare superficială la 25-30 de centimetri, cu un utilaj de specialitate, plus imediat aici se face noaptea, se intre cu scarificatorul, ziua imediat am venit cu discul, cu grapa cu discuri și am făcut această prelucrare pentru a sparge bulgării. Ne vom opri aici așteptând să se ridice apa prin capilaritate. Ce faceți acolo, domnule Tabără? Mă uit să văd până unde e apa. Până unde e apa? Dacă găsesc cut. Și nu găsesc cut, vedeți? Deci nu găsesc cut. Chiar dacă e superficial. Da. Dar ceea ce se face aici ca lucrare și exact ce spunea directorul, este singura soluție să lucrezi, nu e vorba de o apânare adâncă, este vorba de o apânare superficială, pentru că scarificarea nu poți face de la 50 în sus, dar apânarea o faci de la 30 către 40-45. Acum ce fac e soluția care au găsit-o câțiva fermieri, de a face această apânare la 30, chiar până către 35 de centimetri. Este un lucru excepțional, făcut noaptea, iar ziua vin și nivelează. Adică elimină exact acești pulgări pe care îi vedem aici și care s-ar putea forma dacă ați fi făcut arătură. Deci, practic, rădăcina de rapiță care va veni aici, ea se va duce fără probleme dacă are apă suficientă și germinație. Dar dacă eu am făcut bulgări de acest gen, poate să plouă și 20 de milimetri, că nu este apă suficientă. Apa se scurge printre ei și rămâne nedesfăcut. Și asta este problema. Nivelează, nu? Asta e problema de care vă spuneam, că nu e suficient să am tei, că plugul foarte special. Ia uitați ce praf scoate în urma lui, ce lasă în urma lui plugul, tractor. Da, dar asta înseamnă afânare, înseamnă... Asta înseamnă afânare, desfacerea, da, bulgărilor, știți? E prăpuirea. Și prin nivelare... E cea mai bună. Prin nivelare deci bulgării aceștia... Deci prin ceea ce se face cu acel disc mai mic, da, ziua, se sparg acești bulgări. Da. Vedeți că e scăl de pietri. Da.